Lucrările continuă pe drumurile județene din Mehedinți. Deși suntem în plin sezon de iarnă, vremea este prielnică, iar temperaturile pozitive permit intervenția constructorului pentru curățirea și defrișarea platformei drumului. Este vorba despre drumul județean 670 Malovăț-Bobaița-Bâlvănești-Godeanu-Marga, un tronson în lungime de 21 de kilometri. Este un drum foarte important, cu trafic intens către zona de nord a județului Mehedinți. Pentru reabilitarea lui au fost atrase fonduri europene în valoare de 47,4 milioane lei. Drumul face legătură tura municipiului Drobeta-Turnu-Severin cu localitățile Balta, Izverna, Ponoarele și chiar Baia de Aramă, traversând comunele Malovăț, Bâlvănești, Godeanu. Locuitorii acestor comune sunt beneficiari direcția investiției. Reabilitarea și modernizarea drumurilor județene a fost una din prioritățile președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, astfel încât cetățenii să poată circula în cele mai bune condiții.